Ciprian Danciu, o victorie importantă astăzi, obținută și asigurată practic de la finalul primului mitan, când ați condus deja cu 2-0. Da, am început play-off-ul astăzi și ne bucurăm că a fost o victorie, cu atât mai mult că am jucat în fața propriilor suporteri și cât de mult ne doream să fie lume la stadion și să vină din ce am să le dăm încredere că prin jocul nostru îi vom aduce aici și să fie alături de noi pentru obiectivul comun. Patrick Petrec încearcă și începe să-și facă datoria. Iată, 2 goluri în etapa precedentă. Astăzi un gol extrem de frumos. Da, Patrick are calitate, avem răbdare, el este un jucător de care avem mare, mare nevoie. Mai lucrăm puțin și la faza defensivă, dar oricum mai închidem ochii, pentru că când ai un jucător ca și Patrick Petre, ca și Ciprian Stanciu, în ultimii 30 de metri sunt decisivi și vedeți că ne ajută foarte mult. Cu o echipă extrem de bună, ai reușit astăzi o schimbare post pe post, un portar de doar 16 ani. Da, da, Puma este crescut de noi, de Baia Mare și mă bucur pentru el și doream campionatul ăsta să găsesc o modalitate să-l introducem în teren. Este un băiat extraordinar de calitate, bună și în viitor va fi portarul acestei echipe cu siguranță. Unul din punctele pozitive astăzi este că echipa n-a primit gol. De 3 etape. Da. Da, am schimbat ceva. Ne gândim mai mult la rezultate, vă spun și sincer, și nu vă pot dezvălui foarte multe din vestiar, dar vedeți că ne iese deocamdată, dar s-ar putea să luăm și gol. Important este să dăm mai mult cu Luca și adversarul. Un joc plăcut, iată, reușit să vă asigurați încă din primul, de la final, primele reprize, o victorie. Putem spune că astăzi ați câștigat la pas acest meci. Am câștigat la pas, nu prea am câștigat la pas, am câștigat datorită acestui presii colectiv foarte bun în treimea neutră, am câștigat datorită acestui lot, acestei echipe care nu renunță la nicio minge, vedeți, adică asta văd eu, cred că vedeți dumneavoastră, dacă nu, să mă contraziceți, se luptă pentru orice minge, deci nu există minge la care să renunțăm. Și din acest motiv dăm și goluri, avem și posesie bună, avem și multe recuperări. Față de partida cu Caura, de astăzi am văzut mult mai multă determinare la Băimăreni. Este echipa pe drumul pe care ți-l dorești pentru baraj? Da. Deci începem să arătăm din ce în ce mai bine. Sper să, la meciul cu Caura, să schimbăm. Oricum avem imaginea acestui meci care a trecut de 2 săptămâni. Să sperăm că la meciul care urmează de sâmbătă, jucând tot acasă, să vedem o îmbunătățire substanțială față de jocul când am câștigat doar cu 1-0. Un țintar interesant cu 2 meciuri consecutive pe propriul teren, după care veți avea numai puțin de 3 deplasări. Da, am rămas și noi puțin surprinși. Mergem de 2 ori la Someșul Dej, dacă așa se hotărăși sau așa a fost, dar nu știu cu ce modalitate. Eu am făcut destule calcule și nici cum nu-mi dădea să mă duc de 2 ori la Someșul Dej. Noi de la început știam că jucăm 6 meciuri acasă, 3 afară, fiind pe primul loc. Dar vedeți că s-a schimbat, mergem pe cel și cel mai rău teren, dacă pot să spun așa, din cele 4 din play-off. Dar mergem să ne jucăm șansa, oricum ne adaptăm la condiții și eu zic că terenul nu va fi un impediment pentru orice rezultat va fi atunci. Mulțumim și multă baftă! Mulțumim!